Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de către Admiral Markets. Este joi 27 octombrie 2016. Eu sunt Pavel Bistriceanu și împreună cu dumneavoastră astăzi vom încerca să acoperim temele de importanță majoră ale zilei și ale finalului de săptămână. În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă se aude bine, dacă vedeți ecranul de prezentare sau sunt necesare câteva ajustări. În regulă, observ că totul este așa cum trebuie. Vom începe. Am intrat în ultimele 48 de ore sau mai puțin de 48 de ore de tranzacționare a unei săptămâni în care datele fundamentale au fost foarte importante și care, așa cum ne așteptam, au generat mișcări destul de importante în piață. Le vom parcurge rând pe rând în minutele care urmează. Următoarele 48 de ore, să spunem, adică în aceste două zile, joi și vineri, sunt practic cele mai importante din această săptămână, din punctul meu de vedere. Reprezintă începutul unei noi runde de evenimente care pot influența piața și deciziile care vor fi luate în următoarea perioadă. Evenimentele de la finalul acestei săptămâni, precum PIB-ul din Marea Britanie de astăzi, produsul intern brut trimestrial din Statele Unite, inflația din Japonia sau încrederea consumatorilor din zona euro, sunt doar câteva evenimente care ar putea oricând să schimbe premizele în piață și să aducă o oarecare doză de volatilitate. Vom vedea, desigur, dacă această volatilitate va fi una constructivă de care traderii pot să profite sau care va genera anumite setup-uri care pot fi fructificate. Sau, dimpotrivă, vom vedea dacă aceste mișcări care vor exista în piață, cel mai probabil, vor fi unele mișcări imprevizibile sau volatile în sensul mai puțin bun al cuvântului. La începutul sesiunii de ieri am avut publicarea inflației pe dolarul australian. Este un eveniment pe care la sesiunea de luni, pe care am susținut-o eu, l-am încadrat în categoria evenimentelor importante din această săptămână, în special pentru traderii care urmăresc sau care analizează în mod deosebit oportunitățile de tranzacționare pe valutele comodități, așa numitele valute comodități, precum AUD-ul sau NZD-ul. Publicarea peste așteptări a inflației la nivel trimestrial a redus, din punct de vedere fundamental, semnificativ șansele ca Reserve Bank of Australia să se gândească la o reducere a dobânzii în următoarea perioadă. Spuneam și la webinarul de luni că AUD-ul este un instrument pe care din ce în ce mai mulți investitori îl urmăresc la nivel global și vis-a-vis de care există un interes în mod deosebit, pentru că se așteaptă ca, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere fundamental, să ofere câteva oportunități de tranzacționare probabile. Din punct de vedere tehnic, observăm, de exemplu, că principala pereche, care include AUD-ul, o pereche majoră, AUD-USD, se află încă în interiorul acestui triunghi de acumulare, cel mai probabil la un moment dat va evada din această formațiune și cu siguranță este un moment pe care traderii, atât pe termen scurt, dar cred că în special cei pe termen lung, urmăresc anumite setup-uri cu un risk reward puțin mai generos decât cele pe termen scurt. Revenind la sesiunea de tranzacționare de astăzi, în care main event-ul este publicarea produsului intern brut pe Marea Britanie, acesta se așteaptă să se păstreze la același nivel de creștere
de 2,1% la nivel anual, observăm în ultimii 2 ani, chiar 3, o ușoară scădere la 1,8. Acum, în ultimii 2 ani s-a stabilizat la 2,1%, dar pe lângă produsul intern brut anual se va publica și produsul intern brut la nivel trimestrial, unde se așteaptă să existe o creștere de la, nu, se așteaptă să fie o scădere de la 0,7% la 0,3%. Așteptările acestea vin și în contextul în care se consideră că evenimentele din ultima perioadă ar fi putut oarecum crea circumstanțe negative în ceea ce privește creșterea economică și toate speculațiile care s-au făcut ar fi putut să aducă un sentiment negativ în piață și cifre mai negative. Vom vedea ce se va publica la ora 11:30 în ceea ce privește produsul intern brut, atât la nivel anual cât și la nivel trimestrial. O perspectivă pozitivă în ceea ce privește produsul intern brut la nivel anual ar crea oarecum premize favorabile pentru un rebound pe termen scurt al lirei sterline. Observăm că s-a stabilizat peste zona de 61,8 proiecție Fibonacci pe swingul anterior. Aceasta ar fi undeva în zona 1,21. Prețul acum sau cotația lirei sterline în raport cu dolarul este acum undeva la 1,22100. Vom vedea dacă premizele sunt pozitive pe termen scurt, am putea să vedem o revenire sau o corecție pe swingul acesta descendent după străpungerea de după Brexit, după străpungerea de la nivelul 1,2850, 1,2870. Așadar, există două scenarii principale în ceea ce privește lira sterlină: bullish dacă produsul intern brut se publică la nivelul de 2,1% și poate puțin mai optimist decât așteptările la nivel trimestrial, adică peste 0,3%, și există și scenariul bearish în care produsul intern brut nu creează perspective pozitive pentru lira sterlină și atunci atât pe termen scurt, dar cred eu în special pe termen lung s-ar crea premizele unei evoluții descendente. Oricum, presiunea e destul de mare asupra lirei sterline în contextul fundamental, mai ales deoarece în ultima perioadă observăm că în declarațiile lor oficialii britanici dau oarecum dovadă de disperare în ceea ce privește ajungerea la un pact cu reprezentanții zonei euro, adică nu sunt adepții unui hard Brexit, așa numitul hard Brexit, ci și-ar dori oarecum să amortizeze impactul și să nu îl resimt atât de mult în cazul în care articolul 50 va fi activat până în martie, așa cum declara prim-ministrul Marii Britanii. Dar nu mai este până atunci. Important este să ne concentrăm și să înțelegem importanța evenimentului de astăzi, pentru că produsul intern brut este un punct de reper în ceea ce privește deciziile pe care Banca Angliei le-ar putea lua în următoarea perioadă. Dacă vom vedea un deficit sau cifre negative în ceea ce privește produsul intern brut în Marea Britanie, este posibil ca Banca Angliei să reia în considerare o eventuală tăiere a dobânzii de referință în următoarea perioadă. Deocamdată circumstanțele sunt neutre, vom vedea ce se va publica astăzi în ceea ce privește lira și cred că este posibil să identificăm anumite setup-uri destul de bune și care pot fi speculate. Vedem oarecare perioadă în care lira și-a păstrat stabilitatea, adică nu au existat fluctuații majore pe termen mediu și lung, decât pe termen scurt au avut loc anumite mișcări, precum cea de alaltă ieri pe liră. Am avut câteva reacții ale prețului mai agresive, dar nimic în mod deosebit.
Și deși lira și-a păstrat oarecum calmul și stabilitatea în această zonă 1.22-1.21, un range, vedem că indicele FTSE 100 în tot acest timp a avut o reacție descendentă, ceea ce înseamnă că aversiunea la risc se reflectă mai bine în evoluția indicelui decât efectiv în evoluția lirei sterline în raport cu dolarul sau în raport cu celelalte valute. Asta pentru că în cazul unei perechi valutare nu are pondere numai o monedă, ci poate să aibă pondere și cealaltă. Adică evoluția GBP/USD nu este sau nu are ca punct de reper numai evoluția lirei, ci are ca punct de reper și evoluția dolarului. Pe când indicele unei țări, și vorbim aici de FTSE 100, indicele Marii Britanii, principalul indice, reflectă exact sentimentul sau aversiunea la risc pe care investitorii o au vis-a-vis de Marea Britanie și de evoluția acestei economii. Așadar, observăm o oarecare presiune asupra acestui indice. Din punct de vedere tehnic, observăm că pare să fi creat un double top în zona aceasta, în zona liniei gri trasată de către mine. Ca și valoare efectivă, aș avea zona 7000, 7100. Vom vedea aici cum va reacționa prețul și vom vedea dacă se confirmă acest double top. Dar este un setup pe termen puțin mai lung. Este important de asemenea cum va reacționa indicele FTSE 500 și în cursul zilei de astăzi. În a doua parte a zilei, revenind la calendarul economic, în a doua parte a zilei vom avea și câteva știri pe dolarul american și aici mă refer la știri cu privire la piața muncii, cererile de șomaj, dar și câteva știri importante cu privire la achiziționarea sau achiziția bunurilor pe termen lung, durable good orders, care ar putea să influențeze pe termen scurt evoluția dolarului. Deși există perspective pozitive, să spunem așa, deocamdată pe dolarul american, pe termen scurt ar putea exista anumite mișcări intraday sau poate pe termen și mai scurt, care ar putea genera puțină volatilitate, dar nu mă aștept la efecte pe termen lung. Un alt eveniment în cursul zilei de astăzi, care nu este specificat în calendarul economic și care de asemenea ar putea să influențeze piața, și mă refer aici mai mult la indicele DAX, face referire la raportarea câștigurilor de către Deutsche Bank. Mă refer la câștigurile trimestriale. Să nu uităm că Deutsche Bank este un subiect destul de sensibil încă în ceea ce privește trendurile globale și să nu uităm evoluția de la începutul lunii acesteia și speculațiile care s-au făcut în ceea ce privește posibila criză sau compararea situației Deutsche Bank cu cea a Lehman Brothers din 2008, care a dus la marea criză. Deci, vom vedea în ce măsură toate scandalurile acestea în care a fost implicată cea mai importantă bancă de investiții din Germania ar putea afecta câștigurile la nivel trimestrial și, cu siguranță, având o pondere foarte ridicată în indicele DAX, am putea vedea și o oarecare volatilitate pe acest indice. Dacă ne uităm din punct de vedere tehnic, vedem că indicele DAX a reușit să se păstreze sub suportul de 10.800. Menționam în sesiunea precedentă de luni că este posibil să vedem o străpungere la acest nivel. A fost o străpungere pe termen scurt, care însă la nivel daily nu a reușit să se păstreze peste acest nivel, revenind rapid sub zona aceasta. Pe termen lung observăm că perspectivele aș putea să spun că sunt bullish, dar strict intraday trebuie să urmărim foarte îndeaproape nivelurile de rezistență imediat următoare și aici aș face referire la 10.800, la zona aceasta, care se vede foarte bine și pe daily. Nu m-aș avânta într-o tranzacție de cumpărare pe DAX atâta timp cât nu văd o străpungere a acestei zone, o străpungere confirmată.
întoarcem puțin la sesiunea de mâine, din punct de vedere fundamental, și pot să spun că este la fel de, cel puțin la fel de importantă ca sesiunea de astăzi, mai ales în ceea ce privește dolarul american sau datele cu privire la dolarul american. Publicarea produsului intern brut pe Statele Unite este, în adevăratul sens al cuvântului, un eveniment care poate influența piața pe termen scurt în ceea ce privește evoluția dolarului în raport cu celelalte valute, și aici observăm o evoluție pozitivă în raport cu marea majoritate a valutelor în această săptămână, dar este genul de eveniment care poate influența piața și pe termen mai lung. Să nu uităm că produsul intern brut poate fi un criteriu sau un factor major de influență în decizia Fed la următoarele ședințe de politică monetară, și aici mă refer la ședința din 2 noiembrie și la ședința, și în mod special la ședința din 14 decembrie, în care probabilitatea de ridicare a dobânzii este destul de ridicată, undeva la 70%. Și, într-adevăr, dacă ne uităm la evoluția dolarului pe ultima perioadă, sau cel puțin în această lună, a fost o evoluție remarcabilă, remarcabil ascendentă, mă refer, a avut creșteri semnificative și creșteri foarte bine consolidate, maximul actual fiind maximul ultimelor, să spunem, 8 luni și stabilizându-se peste acest maxim. Deci, pe termen scurt, dar și pe termen puțin mai lung, lăsăm la o parte partea fundamentală din punct de vedere tehnic, aș putea să spun că perspectivele pentru dolarul american continuă să fie pozitive. Așa cum vedem, acțiunea prețului indică tendințe bullish, maxime peste maximele precedente, zone de consolidare foarte scurte, volumul de cumpărare este unul destul de ridicat. Observăm lumânări destul de decise, destul de consistente de creștere, corecții minore, și asta înseamnă că trendul este unul destul de bine consolidat, un trend bullish. Întorcerea dolarului din această săptămână a generat o dinamică remarcabilă și pe alte instrumente. Dacă ne uităm pe termen puțin mai scurt la euro-dolar, observăm scăderi la începutul săptămânii, scăderi semnificative sub zona 1.09. Bineînțeles că piața a revenit puțin, dar atâta timp cât prețul se află sub această zonă de rezistență, consider că perspectivele rămân bearish. Asta dacă nu cumva dolarul va avea parte de surprize în cursul zilei de mâine și vom vedea poate date pesimiste sau nu foarte bune ceea ce privește produsul intern brut din Statele Unite, și atunci este posibil să vedem o revenire a euro-dolarului peste zona 1.0950, poate chiar peste 1.10. Dar din punctul meu de vedere, mă aștept la date neutre sau ușor pozitive. Pe lângă euro-dolar, liră-dolar, observăm că pe yen japonez, USD yen japonez, de asemenea, evoluția este una ușor pozitivă. Prețul acestei sau cotația acestei perechi s-a stabilizat destul de bine peste zona 1.04. Dacă se confirmă datele pozitive din Statele Unite, am putea foarte repede să vedem o atingere a nivelului următor de rezistență în zona 1.06-1.06.50, poate la maximele precedente de la jumătatea anului acestuia. Mă refer aici la finalul lunii iulie. De asemenea, dacă ne uităm puțin și pe comodități, observăm că petrolul, de exemplu, s-a depreciat, a respins zona de suport 51 de dolari pe baril și s-a consolidat undeva peste zona 48.5, zonă care coincide cu maximele jumătății anului, în luna august și iulie. Deci, observăm oarecare consolidare sau acumulare în zona aceasta 48-50 de dolari pe baril. Pe termen lung, acest pattern inverted head and shoulders consider că este încă
cu potențial, adică nu a fost infirmat și îl urmăresc puțin pe termen mai lung, consider că este important. Pe termen scurt, perspectivele, atâta timp cât perspectivele dolarului sunt de creștere, nu este exclus să vedem și o scădere sub 48 de dolari pe baril. Petrolul fiind cotat în dolari, este în mod direct raportat la evoluția dolarului. Același lucru îl putem spune și despre aur, care s-a consolidat peste zona 1250 după un sell-off sub 1300 spre 1250. Vedem că acest suport este încă unul destul de important, 1250. Cu toate acestea, prețul se află sub bull flag-ul de pe daily străpuns. Aș putea să spun că tendința este neutră. Deocamdată vom vedea ce se va afișa în cursul zilei de mâine cu privire la produsul intern brut și cu siguranță evoluția dolarului după această raportare va influența oarecum și evoluția aurului. Așadar, avem un sfârșit de săptămână destul de intens, destul de important și cu siguranță unul care ar putea să ofere anumite oportunități de intrare în piață, însă este foarte important să nu uităm de partea cu riscurile. Oportunitățile nu vin fără riscuri și în acest sens vă sugerez să acordați foarte mare atenție acestor date fundamentale, pentru că nu-i așa, de multe ori piața reacționează într-un mod diferit decât se afișează știrile. De multe ori reacția pieței este una diferită vis-a-vis de așteptările noastre și ar putea să aducă anumite surprize pe care aș prefera să fie sau să avem parte de surprize pozitive și nu negative. De asta sugerez să păstrați nivelul de risc cât mai jos posibil și să alegeți oportunitățile cu un risk-reward pozitiv. Acele oportunități în care vă puteți poziționa cu un stop foarte scurt și cu un take profit ceva mai generos, adică să merite să luați o tranzacție. De asemenea, poziționarea stop loss-ului în circunstanțe de volatilitate mai ridicată este de asemenea foarte importantă. Alegeți un nivel de suport sau un nivel de rezistență mai consistent și asigurați-vă că pozițiile pe care le deschideți coincid cu regulile pe care le aveți de money management, să nu fiți expuși foarte mult, pentru că, repet, oportunitățile nu vin singure, sunt asociate și cu anumite riscuri și de asta este foarte bine să fim precauți. Haideți să ne uităm puțin și pe partea de întrebări legat de webinarul de diseară. Este foarte important să vă comunic faptul că nu se va ține webinarul Trader 007, ultimul webinar din această serie, întrucât vom avea eveniment la Gala Forbes, premierea celor trei câștigători din concursul de tranzacționare pe conturi reale. Tranzacționează ca un olimpic și vom fi dedicați acestui eveniment. Vom avea noutăți pentru dumneavoastră direct de la acest eveniment mâine sau la începutul săptămânii viitoare și cu siguranță veți fi încântați să le vedeți și să-i cunoașteți și puțin mai îndeaproape pe cei trei câștigători ai concursului. Observ că nu sunt întrebări în mod deosebit referitoare la ceea ce am discutat. Referitor la webinarul cu Trader 007, el va fi susținut mâine seară, început cu ora 19 și la începutul săptămânii viitoare veți primi, cei dintre dumneavoastră care sunteți înregistrați, veți primi și înregistrarea webinarului cu newsletterul de rigoare și cu sumarul temelor care s-au discutat la acest webinar. Deci îl veți putea vedea retroactiv pe canalul nostru de YouTube și veți primi și newsletter. Cam atât pentru astăzi, ne vom opri aici. Vă doresc mult succes în tranzacționare, inspirație în tranzacțiile pe care le veți deschide sau
cele pe care le dețineți deja și vă dau întâlnire mâine seară la webinarul Trader 007 împreună cu Cristian Cochințu, colegul meu, pentru a face un scurt sumar al tuturor instrumentelor din gama ediția supremă, instrumente pe care sunt convins că și dumneavoastră, dar și toată comunitatea de traderi din România le regăsește foarte utile și pe care sunt convins că le utilizați în funcție de strategia pe care o aveți. O zi bună în continuare, la revedere!